Mănăstirea Hadâmbu din comuna Mironeasa, județul Iași, a oferit joi 3 octombrie 2024 alimente pentru sinistrații din 3 comune de pe cuprinsul protopopiatului Bârlad din Episcopia Hușilor. Prin dragostea arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, aproape 3 tone de făină, ulei și orez vor fi distribuite către sute de familii greu încercate de inundațiile de pe 15 septembrie 2024. Mănăstirea Hadâmbu, cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a răspuns astfel îndemnului Patriarhiei Române de a veni în sprijinul celor afectați de viituri. Din delegația transportului umanitar, formată din 2 autovehicule, au mai făcut parte, pe lângă Părintele Stareț Nicodim, protosinghelul Iorest Goraș, secretarul Mănăstirii Hadâmbu și Părintele Emanuela Petrei, de la parohia Urșița Mironeasa, județul Iași. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a amintit în cuvântul adresat pelerinilor la finalul Sfintei Liturghii de marți, 1 octombrie, la sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului, de acțiunea filantropică din județul Galați de pe 27 septembrie și a menționat că va oferi alimente și pentru oamenii greu încercați din județul Vaslui. V-am zis că am fost cu 2 tone de alimente, am reușit duminica trecută să adunăm doar pentru o tonă de făină, restul am pus mănăstirea. Acum, din nou, trebuie să mă duc în tot așa, cu alimente și v-am zis, duminică, ce am putut să văd, eu și acum nu pot să ne vin. Tot ce a avut agoniseana de o viață, nu mai este grădină, nu mai este o gradă, din casă tot în mijlocul drumului. Mănăstirea Hadâmbu desfășoară constant fapte de milostenie pentru oamenii de toate vârstele care se confruntă cu lipsuri materiale, cu sprijinul obștii monahale, al fiilor duhovnicești și al pelerinilor închinători din țară și din străinătate.